Dacă poate să zică cineva dacă a făcut ceva cu chestia asta, cam. Deci, 900, aici 100 puțin, dar întrebarea e dacă ai 1000 de poze, ai făcut 1000 de poze undeva și vrei să te pui pe net. Și înainte trebuie lucrat. Și cum faci asta? Ce lucrări înseamnă? Culori, dacă încadrarea nu e bună, trebuie modificată încadrarea. Și sunt tot felul de lucrări care le faci înainte, plus, dacă le pui pe un server pe ceva, e posibil să vrei să dai fierele în direct cu imaginea, să ai un nume de genul fotografie de la nuntă 001, fotografie de la nuntă 002, poți să ai redenumire, sau poți să ai resize, dacă e fotografie foarte mare din aparat, să le faci. Și cum faci asta automat pentru un depozit? Păi și chiar de asta? Da. Chiar de asta? Asta... Nu așa fac. Interesant. Mă pasionează că am fi luat mândri cu depoze. Deci, asta o să iei Picasa, dar nu e suficient, nu? Picasa nu are redenumire, nu are dimensionare, nu poți să pui watermark. Ok, soluția e o combinație între Picasa și Fanviu. E posibil să existe și o altă soluție, asta e soluția pe care o folosesc și mi se pare foarte ok, o folosesc de mult timp, dar e posibil să fie și altă soluție. Care e cea de-a doua? Picasa? Casa și Irfan View. Nu de Orfan, Irfan View. O să primiți prezentarea cu link tot. Așa se întâmplă dacă mergeți să descărcați pe casa. Este disponibilă în română și în engleză. O să dau informațiile de prezentarea asta și pentru interfața din română și pentru interfața din engleză. Și vă duceți la Picasa, descărcați, instalați. Dar are niște opțiuni acolo de genul, dacă alte browsere îți pun Bing sau AVG, cum spuneam din cameră în pauză, Picasa îți pune Google default. Deci fiecare are opțiune acolo. Vreau ca Google să fie un standard. Fiecare ce îl dau. Așa arată programul. Deci, era aici în stânga. Scanează unde îi dau eu să scaneze. În momentul ăsta specific, i-am specificat, vreau să scanez într-un singur folder și în folderul respectiv am pus... vedeți? Unde arată? Da. Așa. Sunt trei foldere acolo, în care am pus niște poze. Aici am dat niște informații, cea mai uploadat recent, capturi de ecran, nu știu ce. Aici mi arată, odată ce selectez unul din folderele de aici, mi arată pozele din folderul curent. O să selectez, dacă aș avea mai multe poze, le-aș putea selecta. Aici mi apare selecția, ca să știu exact cui aplic un anumit lucru. Aici mi apare selecția, să știu ce am selectat. Aici pot să pun steluțe, o să revin la steluțe, pot să rotesc imaginea. Bun, ăsta e programul. Deci, un lucru de înțeles ar fi Watch Photos. Când instalați programul, vă întreabă. Vreți să scanezi tot hard discul sau vreți să scanezi doar mai tot? Nici măcar nu-ți dă opțiunea să nu scanezi nicăieri. Te întreabă unde vrei să scanezi. Și dacă îi dați să scanezi tot hard discul și aveți poze prin tot felul de foldere, o să îngreuneze procesul. Sugestia mea este nu-i dați să scanezi tot folderul, tot calculatorul, să-i dați să scanezi doar în My Documents. Apoi, aveți aici, aveți în prezentare pașii de deschis exact, trebuie să mergeți la trebuie să mergeți la instrumente, tools și are la folder manager, manager dosare și vă alegeți ce foldere să scaneze. Aici am dat să scaneze un singur folder, am scos mai documente de tot, nu am dat mai documente să scaneze standard. Am un folder în care eu când am de procesat pozele, pun acolo, le procesez cu pick-up și după aceea le scot de acolo. Pentru că aș avea aici o listă foarte lungă și mi-ar fi foarte greu să găsesc ceva rapid. Ok. Bun. Așa arată când mă duc la folder manager. Aleg un folder și mă întreabă. Vrei să scanezi o singură dată? Vrei să-l scot din Picasa? Asta pot să le dau remove. Sau scan always. Dacă eu pot să zic, de exemplu, folder My Documents, întotdeauna tot ce pun acolo o să vine afișat în Watch Photos. Ok. Vă întreb. Aveți 500 de albume. Cum faceți,
N-am nicio întrebare. Nu vreau să formulez o întrebare. Ideea e că vă dau direct sugestii. Sugestia mea e întotdeauna, dacă aveți foarte mult, dacă gestionați trialul, nu contează cum de anul de dacă gestionați câteva sute, sugestia mea e să faceți întotdeauna așa. Să puneți întâi anul, după aceea luna, după aceea ziua, când a fost făcută fotografia. Eu pun și pix ca atunci când dau find și mi-apare folder, știu că ăsta e un folder cu poze, deci inclusiv de numele folderului, dau să mă numesc cu poze. După aceea pune evenimente, și locația. Aici n-a fost locația, trebuie să faci locația. Deci, an, lună, zi, pix și bit, titlul evenimentului, despre ce e vorba și locația. Și am exact din titlul respectiv, am o grămadă de informații care ulterior pot să folosesc pentru căutare. Pot să caut toate pozele care au loc într-o anumită locație. Și marca avantaj al folosirii structurii acesteia de nume, e că eu dacă dau să sorteze fișierele după nume, mi le așez exact în ordine, adică nu trebuie să-i dau, sortează fișierele după data. Pentru că data poate să fie afectată. De exemplu, dacă eu modific pozele dintr-un folder, nu mai e data respectivă. Și după aceea nu mai apar în ordine în care vreau eu. Așa, dacă am numele exact ăsta, mie mi-apar întotdeauna toate folderele în ordine în care am eu nevoie. V-am spus, are sens când aveți mai multe foldere. Adică te da să punem întâi în luna, ziua. Da, dar... Dar nu se ordonează. Da. Se ordonează mai bine așa. Da. Dar asta e mai... Că au ajunge în felul ăsta la o întâlnire foarte lungă a fișierului care l-am omit. Asta ar trebui să... Nu așa. La vizita cu subfoldere. Dacă faci subfoldere, o scrie și mai trebuie de multă. E ok și soluția asta, dar la mine mea așa... Pot să văd toate folderele în 2012 o listă lungă și mie mai util așa. Și iarăși, e mult mai ușor să faci la început, când ai făcut albumul, să ai o regulă, să o respecti. Întotdeauna pun ceva informații din titlu ca să ulterior, când văd numele respectiv, să pot să-l înțeleg. Decât 2 ani după să stau să reorganizez toată arhiva de poze. E mult mai neplăcut. Da? Bun. Au aici pozele și să zicem că am un folder în calculator care are toate pozele pe care le-am făcut la eveniment. Îi zic că albumul e folderul chiar așa, îi zic toate și acum pun toate pozele. Apoi, prin interfața asta, aici îți apară multe imagini și poți să dai de la o imagine alta. Next, 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 next. Așa? Și poți să dau steluță, bifez steluță. Și am space, da? Și dau stânga-dreapta și trec prin, să zicem că am 100 de poze. Dau cu stânga-dreapta prin toate pozele. Și când găsesc o poză care a ieșit ok, care îmi place, care aș vrea să o procesez ulterior, apăs space. Nu procesez atunci. Deci, prima dată trec o dată prin toate câte poze sunt și apăs cu space, îmi fac o selecție inițială de poze pe care vreau să le lucrez. Ideea e că vreau să separ procesele. Eu aș putea să procesez pozele și acum. Dar vreau să separ cât mai mult procesele și mă ajută să fac lucrurile mai rapid. Adică dacă am o etapă de selecție, fac etapa de selecție rapid. Dacă am o etapă de prelucrare, fac etapa de prelucrare rapid. Dacă am o etapă și cu selecție și cu prelucrare, lucrurile mie personal nu devin confuz. Și atunci, trec prin toate pozele. Dau space, poză, poză, space, poză, space, poză, space, tot așa. La sfârșit, o să fac un folder. Am făcut acolo un folder, îi zic alese, nu știu. Selectat, cum vreți voi, îi zic alese. Pun o poză acolo. Apoi am opțiunea să copiez toate pozele cărora le-am pus steluță, copiază-le în folderul alese și după aceea, pe folderul, în folderul alese, încep să prelucrez date. Da? Okay. Da? Aici am făcut folderul alese, aici am folderul toate, am selectat pe steluță o singură poză și am copiat-o în alese. Bun. Așa arată când dau steluță, când am fost steluță, îmi apare așa, nu are așa animație, pot să dau de bifez, dar am animație. Bun. Și am aici mai multe funcții de retușare a imaginii. Acestea sunt funcțiile. Crop înseamnă că dacă am făcut o poză și am încadrat-o greșit, de exemplu, de poză orizontală și trebuie să fie verticală, sau, nu știu, se vede ceva care nu trebuie să facă, da? Mi-e foarte ușor. Dau crop, selectez, e rapid. Straighten. Prietenul meu util, de exemplu, una mare, fac o poză și iese marea înclinată. Și vedem că e o poză ceva de regulă acolo. Mi-aș fi foarte ușor să pot să îndrept imagine. Și straighten e pentru
ajustări sumare, că nu 90 de grade, dar o ajustare sumară. Nu rotația voastră. De, dar la unele camere este o cloa și te ajută la lumânarea cu roșii. Fill light. Mi-e foarte utilă, eu fac poze fără blitz, de multe ori, și mi-e foarte util, dau fill light și crește luminozitatea. Nu are și alte funcții, dar le folosim mai puțin. Acestea sunt mai multe. Crop, să aleg doar o porțiune, straighten, să drept imaginea, red eye, să înlătur ochii roșii și fill light, să pun lumină. Ok. Bun. După ce terminați de prelucrat toate pozele respective, dați save. Când ați dat save, el o să vă facă un folder în care să vă copieze lucrurile. Aveți aici informații despre cum se deschide fișierul. Ideea e că trebuie să dați afișeze fișierele ascunse în Windows. Asta e o setare din Windows, afișeze fișierele ascunse. Și odată ce faceți asta, puteți să ștergeți folderul în care el o să salvează backup. Ideea e că eu am salvat toate pozele în folder toate. Am copiat în alese pozele pe care vreau să le prelucrez și le-am prelucrat acolo. Și el cu toate astea mai face, mai face o copie de siguranță. Eu nu vreau copia respectivă de siguranță, nici nu știu, nici nu e în controlul meu. Adică nu e în controlul meu ce variantă a fișierului salvează el acolo. Atunci n-am nevoie de funcția respectivă, nu are nicio opțiune să dau disable. Dar o șterg manual de fiecare dată, șterg folder. Mă ajută lucrul acesta să știu, de exemplu, am un folder cu 1000 de poze și să zicem că a picnic mici retușuri la 500 dintre ele. Când am dat save, când am salvat 500 de poze, practic, mi s-a mărit foarte mult dimensiunea folderului și îl trimit mai departe, dau semn, nu știu ce, și atunci l-a făcut foarte mulți oameni cu tot cu folderul respectiv. Și e utilă funcția respectivă ca să șterg folderul. Și ăsta unde se localizează? Îl găsește imediat? Sau e chiar, chiar tot acolo, în folderul ăla, face el acolo? Da. Exact. Când salvează folderul, face și o copie de backup. Și sperită să dai în loc. Aici nu mă lasă, că n-am făcut modificarea, dar orice modificare fac, până opresc programul, pot să dau undo. Aha. Și chiar și după ce am oprit și programul. Aia e copia de rezervă, asta o face da. Dar mie nu e utilă funcția respectivă și îmi dublează, îmi mărește mult spațiu, da? Mai salvează o dată copiii imagine. Încă o funcție pe care o folosesc foarte mult în program este în filling lucky. Când am copiat în toate în alese, selectez tot ce e în alese și are o chestie, ai feeling lucky și îți lași programul descurcă-te singur. Și în general se descurcă destul de bine să pună contrast și luminozitate la imagine. Nu face o treabă excelentă, dar face o treabă mult mai bună decât dacă aș stai, adică depinde câte poze ai. Dacă ai o poză de prelucrat, o să faci manual cum o dorești. Când ai 100, poți să dai în feeling lucky și o să obții un rezultat mai bun decât dacă n-ai fi dat în feeling lucky. Când fac una, de obicei, pun în Photoshop. Și acolo am mult mai multe opțiuni decât tot ce mă fac aici. Dar aici e ca să am niște chestii de bază. Așa arată pagina
locală. Aici e mai complicat, dar îmi dați varianta română. Are o variantă în engleză. Dacă mergi la IrfanView Languages, poți să downloadezi pachetul de limbă pentru IrfanView. Din păcate, nu merge pentru varianta curentă, pentru că n-a mai fost adaptat. Și atunci trebuie să caut pe internet, ce aveți soluția despre cum se face asta, trebuie să caut pe internet o variantă mai veche de IrfanView, specifică pentru pachetul de limbă română pe care l-am. Asta e, nu mai știu, 3.5, ceva genul ăsta și la era 2.7, o chestie de genul ăsta. Adică trebuie să mă uit aici ce pachet de limbă am, care e disponibil pentru o anumită variantă, și să mă folosesc un site specializat... Trebuie să folosesc un site specializat pentru IrfanView în română. Ok. Bun. Așa arată programul. Asta e fotografie făcută de mine pe telefon, nu e foarte magnifică. Acolo sunt sus niște opțiuni. Ce place mie la programul ăsta e că e foarte, foarte rapid. Ce singurul care nu-mi place este că n-are, aveai ACDC-ul mai de mult, un program de grafică, e și acum, dar avea funcția de mulți ani. Dacă aveam 100 de poze și dădeam la poza următoare, voiam să navighez, în timp ce mă uitam la poza curentă, el încărca și fotografia care vedea că urmează în listă. Și atunci când dădeam Next, nu citea atunci și încerca să-l devădez. El deja avea citit și doar o afișare. E, nu are funcția asta. Altfel, e un program suficient de repede, rapid, încât nu simt mare. Adică apăs Next și e aproape instant. Nu e ceva semnificativ. Dar mi-aș fi fost utilă. De exemplu, dacă e o fotografie foarte, foarte mare și dai Next la IrfanView, o va citi atunci, va dura. Da. Dar e la excepție. Altfel, e un program foarte ok și e programul meu curent. E mai ok. ACDC e bun pentru funcția respectivă, dar are alte probleme care mă fac să-l favorizez. Ok. Deci, acolo sunt tot felul de unelte pentru editarea unei fotografii, una singură. În schimb, eu o să merg la file la batch conversion și o să-mi apară o chestie de genul ăsta. Și am sus aici, aici îmi afișează folderul în care sunt în prezent. Trebuie să mă duc să dau click pe Add sau pe Add All și să-mi adaugă toate fotografiile aici. Astea sunt fotografiile care mi le prelucrează. Și am opțiunea de aici conversie, adică să fac din fișier JPEG, PNG sau din JPEG să fac tot JPEG, dar să-i pun niște opțiuni. Aici? Da. Aici, dacă am o listă de fotografii... Da, și vreau să le... Da. Ordinea care ne prelucrează, adică nu e... Ordinea care prelucrează programul. Bun. Deci aici am opțiunea de a converti fișierele sau... Inclusiv să le păstrez în același format, dar să facă niște mici ajustări. La opțiuni pot să pun niște setări pentru fotografii. La Advanced, iarăși, aici opțiuni sunt pentru opțiuni pentru formatul JPEG sau pentru formatul PNG sau pentru formatul în care salvezi imagine, am niște opțiuni specifice formatului respectiv. Iar la Advanced, îți spun, vreau să convertești în JPEG folosind niște setări avansate și aici le setez. Pot să merg la Rename și să am, să zic, dacă am 100 de poze și vreau toate să fie fotografie de nuntă, minus poza 001. Da? Aici îi stabilesc un pattern și zic aici cu 3 de die sau 2 sau cât doresc, formatul numelor 001 sau 01, cum doresc eu. Da? Aici îmi spune unde să pună, deci el prelucrează pozele alea, unde vrei să-ți le pun. Și aici mă întreabă unde să le pună și aici îi dau start batch. E intimidant pe față de opțiunea programului. Dar dacă stai și te uiți un pic, nu sunt atât de înspăimântat. Deci, aici sunt opțiunile, odată ce am setări avansate pentru imagini, ca să fac niște ajustări. Și mă întreabă. Aici e pentru redimensionarea imaginii. Mă întreabă. Cât să fie maximul fotografiei? Da? 100, 1000 de pixeli, centimetri sau inci? Sau vreau marginea cea mai scurtă să fie nu știu cât. Sau ca procent. Vreau poza să fie 30% din cât e acum. Preserve aspect ratio. Aici îmi spune că dacă micșorează lățimea, se micșorează și lungimea în același timp. Atunci se trebuie bifat asta. Aici e o funcție care îmi dă calitate mai imagini procesate, calitate mai bună. Aici e o funcție interesantă. Dacă nu obiectez cu asta, obțin niște poze și date. De genul,
Vreau să redimensionez pozele la 1640 și 480. Vreau să redimensionez toate pozele. Dar am să zicem niște poze mai mici de dimensiunea respectivă. Dacă nu e bifat opțiunea asta, el le mărește pe cele mici. Probabil nu doresc asta. Îi dau să convertească și stă la fiecare proces în proces. Ce a ajuns aici și mi se înclipă, îngrepește fereastra condiza terminată. Dacă l-a lăsat încântat. Bun. Cum știm formatul pozelor? Are opțiune. În ce format vrei să salvezi? Este o prima de opțiuni. La fiecare dintre ele are multe opțiuni de salvare. De exemplu, mi-e util varianta asta pentru a face favicon. Dacă fac un site, mi-e util să fac un favicon, pot să salvez cu formatul ăsta ca icon. Sau dacă am fișiere în format PNG și vreau să salvez ca JPEG. E foarte util. Alte lucruri. Bun. V-am zis de rename. Deci poți să ai un format de genul poți să ia un docent, vine număr. Deci eu am pus aici DS, dar programul completează automat ca un număr. Da? Și mă întreabă ce vrei, vrea și name, opțiuni, mă duc la opțiuni și aici am dă mai multe opțiuni. Poate să înceapă numărătoare de la un anumit număr, poate să-l ia din 10-10 dacă doresc, nu știu. Cum pun watermark? Vă e familiar și este watermark? Dacă eu sunt un fotograf, și vreau să-mi pun în mijlocul pozei. Ceva care te-a făcut ceva? Da. Nu îmi place foarte mult cu cei care pun chiar în mijlocul pozei, dar undeva discret într-un colț, la o grafică trecută. Mă ajută să pun... Dacă am o poză, o pot deschide în Paint, în Photoshop și pun watermark respectiv. Nu e problemă. Complicat este că vrei la 100 de poze. Și atunci te ajută programul, are niște opțiuni. Să fie într-un colț, să încarci o imagine, dacă vrei un anumit text să scrie, da? Și te ajută să setezi lucrul respectiv. Bun. Un aspect este legat de compresia fișierelor. Aveți opțiunea să comprimați fișierele JPEG și să faceți dintr-un fișier mare JPEG o fotografie nouă, să faceți o fotografie ceva mai mult. Și aici sunt opțiuni de compresie a datelor. Da? Și vă ajută să aveți un fișier mare, într-un fișier mic. La JPEG, vă recomand să puneți sub 90, decât cu rarele excepții în cazul în care aveți un fișier care țineți extrem de mult, să arate foarte bine, puneți peste 90. De obicei, între 70 și 90 se vede fotografie destul de bine și între 50 și 70 e o compresie foarte mare, dar e vizibil scăderea de calitate. Sub 50 e deja foarte, foarte slab calitativă, chiar dacă și la un moment dat nu mai e nici măcar mare beneficiu la dimensiunea imaginii. Deci, după ce compresia de imagine se referă la salvarea în JPEG și la cât să salvezi în JPEG. Și puteți să salvați destul de mult. Mai există la PNG. Puteți alege ce dimensiune să aibă PNG-ul și e un Photoshop fișierul din Photoshop, se cheamă o extensie a PSD. Imaginea o PNG. Da. E tot nu e departe de acum. Ok. PNG nu știu ce e fișierul. Aceasta este bara de opțiuni din FanView. Mie mi-e foarte util să aleg opțiunea aceea, să-i pun o lățime și o culoare și să fac o chestie de genul ăsta. Deci așa fac foarte ușor. Deci deschid imaginea, apăs F12 la apare turba asta, selectează automat, iar când am apăsat F12 selectează automat lucrurile astea și tot ce am de făcut este să prifez asta. Deci, dau Enter, a deschis poza, apăs F12, a apărut ăsta și doar selectez. Mie e foarte rapid să fac asta, foarte facil să fac asta rapid.